dumneavoastră sunteți mai generosul, noi Aline Firește de așa, așa. Așa. Acum. Da, 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 acum. Dar să-mi tai o bucată, măi. Stai că-ți dau. Bine că luați din dreapta, nu din stânga. Stai, stai, nu fi nerăbdător. Luat o bucată de dreapta. Eu totuși recunosc că sunt de stânga, dar centru stânga, nu, centru dreapta. Așa, și acum să arătăm și pe primarul de la Ludești. Ai auzit ce veste o primit astăzi? Ce veste mai bună poate primi Dudeștiu și Săcălazul decât asta? Felicitări încă o dată! Așa cum ați observat, un lucru extraordinar, sigur că unii o să o interpreteze ca și campanie, nu am niciun fel de gând să fie interpretată. Mă bucur că am reușit să facem o lucrare extraordinar de mult dorită de către oamenii din cele trei localități, așa cum ați văzut, și Becicherec, și Dudești, și Sân Andrei. Și sigur mă bucur că se mai realizează încă o porțiune de drum județean care aduce beneficii pentru fiecare cetățean, chiar și pentru cei care au terenurile agricole stânga-dreapta, așa cum se vede. Sunt convins că încet, încet, până la anul viitor, la sfârșitul anului viitor, vom reuși să închidem acest inel de centură, să zicem o mini-centură a Timișoarei, așa cum se vede de la Sân Andrei, Becicherec, Dudești, mergem înspre Săcălaz, unde la ora actuală se lucrează la drumul Săcălaz Sân Mihai, drum care se va termina până la sfârșitul lunii viitoare și probabil drumul de la Săcălaz până la Dudești, care face legătura între cele două lucrări și care duce la aproximativ 15-16 km de centură în jurul Timișoarei. Acest drum presupune că ne facem datoria și că este un lucru extraordinar. S-a putut face un lucru extraordinar, neținându-se cont de culori politice, să se facă porțiuni de drum doar pentru că ești prieten cu unul sau cu altul dintre ei sau pentru că faci parte dintr-un partid. Se vede atașamentul meu față de oameni din județul Timiș și sigur trebuie să le mulțumesc și direcției de drumuri și constructorilor și proiectanților și colegilor din Consiliul Județean care au aprobat și au fost de acord ca să realizeze acest drum, pentru că altfel nu se putea, numai de unul singur, eu n-aș fi putut. Și eu cred că asemenea evenimente și momente merită să fie remarcate. Lungimea drumului este de 5,527 de kilometri, are o valoare de aproximativ 10.800.000 de lei și în contextul realizării și celor două treceri de barieră care sunt pe drum, pentru că vin mai greu avizele de la CFR, sper să fie o lucrare de care oamenii să se bucure de aici înainte, sigur, toată viața, generații la rând, nu numai cei care suntem prezenți astăzi aici. Denumirea lucrării este asfaltare DG692A, Becicherec cu mic, Dudești noi, Sân Andrei, cu lungime de 5,527 de kilometri. Beneficiarul lucrării este Consiliul Județean Timiș prin Direcția de Administrare a Drumurilor și Podurilor Județene Timiș. Investitor este Consiliul Județean Timiș și Ministerul Dezvoltării Regionale. Proiectantul SC Stocat Proiect, constructor asocierea dintre SC LD Cloud și SC Corporate Management Solution. Valoarea, cum a zis și domnul președinte, 10.828.000 de lei. Autorizația de construire s-a emis în iulie 2015, durata de execuție 6 luni. Lucrarea are două tronsoane, cea dintre Sân Andrei și Dudești Noi, care este un fost drum comunal și a fost pietruit, s-a circulat și în trecut pe el, și tronsonul al doilea între Becicherec cu Mic și Dudești Noi, care a fost un drum de pământ care practic nu s-a circulat. Acum s-a deschis circulația pe acest drum. Structura rutieră este asfaltică cu 10 cm grosime, două straturi de asfalt.